Ce voiam să zic? The Practice își renovează birou și pentru o perioadă o să ne mutăm într-o clădire de lângă. Și astăzi se strâng chestiile. Cea mai grea parte, când ești o agenție creativă, e că trebuie să cari toate astea. Uite-ți și câte primii. Chiar evit! Da. Am comandat pe un hip menu azi, de la Condimental, pe banii noștri. Cum vă ziceam, urmează să renovăm aici biroul de practice, MSL Group de practice, și noi o să ne mutăm într-o sală undeva în cealaltă clădire și gata, adică, nu știu, e o atmosferă de aia, știi, de revelion, de vacanță, știți? Atmosfera aia pe care o aveai înainte să înceapă vacanța de vară. Relaxul ăla, așa, băncile goale și... Ducem și ea în patru. Ionesca spală geamul de la mașină cu apă la sticlă, uitați-vă la ea. Unde ești, Ionesca? Nu te văd. Ce ai făcut, mamă? Spăl geamurile. Mai dau încă o dată. Ia. Yeah. Deci asta parcată pe stradă la noi și pentru că n-am mai condus-o de vreo lună de zile mașina, este atât de mult praf pe ea și nu se curăță și nu văd în oglinzi, adică hai, trebuie Nesca, să găsesc să șica, hai! Mă, de ce mă uita la Ionesca? E spălătorii auto, interior, exterior, Ionesca Car Wash. Ieduță! Ce mă tată, mă! Ieduțul, mă! Mielul! Ieduțul! Miel Gibson, ce faci, mă, tată? Doamnelor și domnilor, o pisică de 20 de ani. Deci pisica asta are drept de vot, poate să conducă mașini. Băi, spune-mi piesa aia, mă, nu voltaj ca la 20 de ani? Doamnelor și domnilor, mergem să mâncăm pe tarotinetă. Unde ai deschid eu ușa asta? E fix același model pe care l-am avut și noi când am fost cu autorul ăta. Fix același! Mâine mergem la fotbal și trebuie să-mi iau Adidas de fotbal. Și am văzut că e deschis la Intersport. Intrăm să vedem, poate găsești ceva. Am găsit, prețurile variază între 150 și 200 de lei. Mâine toți o să vin... Fraților. Da, stai de fotbal. Mai, mâine venim să luăm, că acum sunt trotineta. Hai să mâncăm! Domniță? Domnule? Părească! O tartină cu legume din partea bucătarului. Ce drăguț! Este bine. Câte să șici? 4? 5? Foarte bună! Ia uite, Georgiana, ți-au adus un caricator wireless pentru iPhone. Da. Da, deci aici o să vină un ceaun cu brânză. Ceaun. Topită. O caratiță. O... Fondue. Fondue. Hai, Nas. Hai că vreau să... Bagă foica în brânzică. Vreau să fac un... Stai. Până, până face Ionesca un... un bumerang ceva. Angard! Ha! Story, fac. Nu tu mi-ai să fac story-uri. Cheers. Noroc! Înainte de a continua desfățul culinar de la Mica Elveție, vreau să vă zic că un individ pe nume de Buletin Bogdan Gheorghe mi-a trimis un clip pe care l-a făcut. A editat discuția mea serioasă despre aparențe și și chestia asta. Chestii, alte chestii, toate chestii, fac chestii.
Bogdan, tot respectul. Revenim la, la ale noastre. Ionaș, ca zisă și babețică. Când nu ești cu minte, uite ce pățești. Mulțumesc! Ca să nu fie discriminare, mi-au dat și mie babețică. Vezi, Marian, dacă nu ești cu minte? Mulțumesc! Noi mulțumim! Aia? Ai făcut mișto de mine. Ai văzut ce pățești? Gaba, bebe, cu caca. Yes. Minunat. Vezi câtă mâncare mănânc eu? O, oh, da. Trebuie să vă ajut să pregătesc. Mulțumim. Nu, mă descurc. Mulțumesc. Să nu o lăsăm bucată întreagă, trebuie să... Da, stai atât, Felic. Da, super. Mulțumesc. Poftă mâna. Mulțumim. Nu te uita, că știu că o să vrei și tu. De obicei mănânc mâncarea. Mamă, ce e acolo? Da, e minunat. Ma, e care? Da, nu mănânc eu. Ma. Ma. Doamne și domnule, ultimul domicat. Mi-am cumpărat și o de Victor și mi-am mâncat Maria pe tot. Mi-am dat și mâna lumânare. Ți-a luat părul foc? Mi-a luat părul foc. Mama, ți-a luat lumânare. Greșea prulitia. Mai întâi Instagram, nu? Da, am făcut un story. Ah, ce tare. Doamnelor și domnilor, desert. Ia uite la mine. Uite-n farfurii. A început să distrugă. Vai, că de bine arată. Păi e moale pentru că ai făcut de ei, nu e cumpărat. Cine, la, la... cine e la vachigă aia? Cine a fost fata aia? Georgiana, spune-ne ce descoperire ai făcut. Ca să stea acest mini vas pe lipit de platou, au pus puțină miere. Incredibil, fata. Au pus miere ca să stea... Să stea fix. Incredibil. Bă, cât de tari sunt. Cât de tari sunt. Câte să șici, mă? De ce pui presiune pe mine, Marian? Vă zic eu. 4,5 să șici. 0,5 să șici scăzute, pentru că sunt totuși niște prețuri foarte mari și este un... este totuși un meniu axat pe mâncare elvețiană. De asta se numește Mica Elveție. Dar prețul e cam mare. Adică... dar este un loc unde pentru cina romantică sau o experiență culinară diferită, e un loc excelent. Mâncare de 50, serviere de 50, cred că am lăsat cel mai mare bacșiș pe care l-am lăsat în ultima vreme. Super tare, adică a vărsat Georgiana cu picătoare de ciocolată pe fața de masă, o schimbă fața de masă. Totul e incredibil. Mâncarea e excelentă, servirea, ambianța e puțin cam dubioasă totuși, că na, sunt tot felul de dubioși care... Sunt străini foarte mulți străini. Da, mulți străini care trăd și fac multă grăge. Și locul e puțin cam rece, așa, ca, ca feeling. Dar, na, elvețian, ce vrei. Oricum, mâncarea, pentru mâncare, cinsă mușchiul. Și servire. Da, mușchiul ăla pe, pe plită încinsă. Tati. Dar repet, super fragil. Da, foarte fragil. Dar e loc de zi de salariu. Adică chiar e scostisitor. Dar e excelent. Pentru o impresie culinară excelentă, Mica Elveție. De acord? 5? Să șici? Hai, Nescu, hai să mergi. Lumânare re. Ionesca m-a răzbunat. Nu mai ține! Excelent! Acesta a fost vlogul de azi. Acesta a fost vlogul de azi. Stai așa. Te-am prins! Doamnelor și domnilor, acesta a fost vlogul de azi.